Antidot și antidoate, nu uitați să adăugați codul ANT1R la Support Creator pe Item Shop ca să vă primiți antidotul la timp. Fără glume despre codul meu ciudat, mersi! Salutare băbiți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre steluța secretă din săptămâna 7-a. În primul rând vă duceți aici la challenger, dar vă duceți mâine pentru că mâine apar challengerile, vedeți aici că scrie încă 19 ore, iar după ce apar challengerile și după ce le completați pe absolut toate, adică să vă apară complet cum îmi apare mie aici la week 1 și week 2, pur și simplu după ce ați completat absolut tot week-ul, adică toată săptămâna, vă duceți aici la locker, iar aici la loading screen-uri o să primiți un loading screen pe care o să scrie hashtag 7, iar acel loading screen este mai exact acesta din acest screenshot și puteți observa că este The Ice King, adică este vorba mai exact despre skinul The Ice King care se află pe tronul lui, bineînțeles în castel, iar în stânga de tot, chiar în stânga de tot în colț, putem observa că este Battlestar-ul secret, adică steluța secretă care este în gheață. Nu cred că mâine va arăta la fel, adică nu vei colecta Battlestar-ul dintr-o bucată de gheață sau ceva de genul, ci pur și simplu cred că va apărea deasupra, adică acolo unde apare și în acest screenshot, doar că deasupra. Ar fi un pic cam ciudat să se afle în gheață, pentru că na, nu prea ai putea să-l colectezi. Dar hai să intrăm în joc și să vă arăt unde se află această locație. În primul rând va trebui să intrăm în castelul care se află la Polar Peak, adică este singurul castel în care are legătură și The Ice King, după care va trebui să mergem aici în față, adică pur și simplu pe mijloc și în față de tot și aici vedem tronul lui Ice King, adică The Ice King, pardon. Iar această luță secretă se afla undeva pe aici, ceea ce înseamnă că normal mâine, după ce terminați toate challengerile, această steluță va pluti undeva pe aici, ori aici, ori mai în stânga pe aici, ceva de genul. Cu siguranță nu va fi în bucata asta de gheață, pentru că nu este ceva normal. Deci, cum am mai spus, deasupra la tronul ăsta, pe aici pe undeva. Iar după ce ați colectat această steluță secretă, bineînțeles, nu pe playground, căutați pe cineva care să vă elimine, sau bineînțeles, puteți să vă aruncați de pe aici, pentru că o să muriți cu siguranță. Trebuie să muriți ca să apăsați pe return to lobby, pentru că dacă dați pe lift match, nu o să vi se pună misiunea. Iar după ce ați apăsat pe return to lobby, o să primiți 5 sau 10 steluțe, mi se pare că 5, la Battle Pass, adică o să primiți jumătate de nivel, sau mai bine spus, jumătate de tier în Battle Pass. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!